așa cu două fara, măi. Da. E suficient. Mulțumim. Am zis că n-avea suficientă lumină și... Îmi place culoarea ta. Foarte, foarte bine, dar cum se vede că n-ați prea mâncat sau ce? La voi Crăciunul cum trece? Așa că te puțin din toate. Avem o tehnică. Tehnică. Exact. Preparatul preferat de Crăciun este? Cozonacul. Ah. De la mine la fel. Și al tău tot cozonacul. Ia uite cât e acolo, nu mă abun. Păi și cu miroase. Aici a rămas doar există, jumătate. Și nu există variantă light la cozonac. Dacă la sarmale poți să mai încropești ceva. Chiar veganii să fie ce fac oare? Veganii mănâncă? Ah, dar la vegani sunt, da. Orez, de exemplu. Da. Și cu ciuperci și cu foarte multe legume. Nu, de cozonac. N-ai cum foarte... să-l înlocuiești pe ăla. Păi poți să există. Nu, există cozonac fără, păi fără ou și fără... fără făină. Da. Există genul ăla de ruladă făcută, nu? Cu... Da. Uh-huh. Cu ai făină. Și voi de la mâncați sau... Fructe. Adică de cozonac de la vorbeați sau de asta? Nu, normal. Vorbeam de cozonac din ăsta pentru că, să zicem, de sărbători nu mă abțin de la foarte multe lucruri. Mi se pare că... în perioada concediilor și a sărbătorilor avem dreptul să ne răsfățăm și asta face parte din frumusețea acestei perioade. Important este să eșalonezi așa lucrurile periculoase pentru siluetă pe parcursul unei zile. Adică dacă ai putea, de exemplu, să mănânci friptura, da, să o mănânci împreună cu o salată în partea a doua zile sau ca ultimă masă, să zicem că asta ar fi o regulă de bun simț, rezonabilă, pe care nu o simți ca pe cine știe ce abstinență sau ce restricție. Dar asta nu numai de sărbător, nu? Am putea să facem sigur, din asta o regulă permanentă. Suntem în perioada asta, uite, asta este o regulă. Apoi, să încerci un pic să te miști între mese. Ar fi bine. Nu te trimit acum la alergat sau să faci cine știe ce antrenamente, dar poți să te plimbi. O plimbare, nu? Exact, e o perioadă frumoasă. Pleci cu colindu. Și cât te întorci cât mai târziu. Dana, există ceva de la care te-ai abținut Crăciunul ăsta? Eu nu prea mănânc carne și atunci mi-e mai simplu. Și cu ce ai înlocuit? Da, nu simt nevoia să înlocuiesc. Nu? Nu. Adică nici măcar pește? În loc de... Nu, de Crăciun parcă nu vine să mănânc pește. Mai bine nu. Mai bine deloc? Mai bine deloc, da. Și ce ai mâncat de Crăciun? Da, se pot face, sunt o grămadă de preparate? Preparate, da. Care se dăm un exemplu. De exemplu, în primul rând, știu că iarna nu prea se mănâncă salate, dar noi facem în continuare salate cu quinoa, cu fasole roșie, de exemplu, cu tartar de roșii de și brânză. Noastră. Deci, salată de băuf, dar fără băuf, carne, bineînțeles. Dar este foarte bună, este mai bună din punctul meu de vedere. Da, eu, da. Să știi că, scuză-mă un pic, Dana, eu simt nevoia să iau apărarea porcului. Bă, bune, adică, nu zici, eu cred că porcul a avut un PR foarte prost. Da. Nu, da, a avut un PR foarte prost. Pentru și că a avut toată și un lumea, an foarte prost. Da, da, toată lumea, în perioada sărbătorilor, blamează carnea de porc. Așa, ca și când ar fi, asta ar fi supremul rău pentru siluetă în această perioadă. Nu, mușchiul de porc e o carne foarte sănătoasă. Da. Și dacă știi să alegi această parte, mușchiul porcului și nu neapărat ceafa, este și foarte ok din punct de vedere caloric. Da? Are foarte multe elemente nutritive, proteine de calitate. Da. Da. Problema în perioada sărbătorilor, uite, e această făină combinată cu mult zahăr și cu... Zahăr, da, chiar carbohidrații, da, n-ai ce să... Nu mai mare, toate dar totul meu, de ce zice totul de porc? Săracul. Da, ce, și o ceafă de porc e bună. Să apărăm porcul. Da. Nu, e foarte bun, ce, aolo, ce poftă mi-ai făcut. Am și o întrebare pentru tine. Am înțeles că Vlăduța al tău îți dă replici ca maiorea de la un timp. Ce se întâmplă? Ce vrea să spună mai exact? Îți aruncă așa vorbele. A, sunt, sunt atât de multe. Cât ne-a arătat? Cât are 4 ani și jumătate. Mulțumesc înainte să vă trăiască. Mulțumesc mult de tot la fel. Și este foarte simpatic și are tot felul de faze din astea. Pe foarte multe le uit. Dar așa, dacă ar fi să vă povestesc una scurtă legată de Crăciun, el e pasionat de mașini. Deja? Cred că glumește. Adică noi să ne înțelegem, ne plimbăm prin showroom-urile de mașini ca prin parcurile de distracție. Adică, da, dacă îi spun, mami, vrei să mergem în nu știu ce parc de distracție? Sau și el zice, nu, în magazine de mașini. Avem, pasiune moștenită de la tata? Luăm reviste din aia de prezentare. Avem 3 cutii. Wow, ce tare! Cu toate revistele și le știe așa pe modele. Și-a ales un model preferat? De la toate brandurile știe cam toate modelele.
Și mi-am explicat eu, bine, am explicat și anul trecut, în fiecare an îi spun povestea cu Moș Crăciun, care vine și așa mai departe, care a fost prima lui întrebare. Nu, ce mi-aduce, cât îmi aduce, unde-i bradul? Ce conduce? Nu, ce mașină are, exact. Ce mașină are Moșul? Da. Zice, și eu zic, mami, și cu Laponia, și cu vine Moșul, și cu sacul, și cu părinii, și cum face el cu fabrica, lasă vrăjeala, ce mașină are? Și ai zis că are 4x4, clar. M-a blocat, da, știe exact ce înseamnă, cu tracțiune integrală, tracțiune pe... N-am, dar... Dar zi-mi de la cine a moștenit pasiunea asta. De la mine, sigur, sigur nu. De la Mircea? Da. Sigur? Și apropo de Mircea, dacă vezi, mă mai spun, are filmul la faze. Apropo de Mircea, că venise vorba. El tot glumește cu Vlăduț, sau până acum glumea, întrebându-l așa, Vlăduț, cum te cheamă pe tine? Te cheamă Vasilică? Te cheamă Comarnic? Te cheamă... tot felul de nume care mai, să zicem, nepotrivite. Și el răspundea de fiecare dată, nu, mă cheamă Vlăduț. Și azi așa, mâine așa, apoi mine așa, tata continua cu glumele. Și îl întreabă acum ceva timp, băi Vlăduț, cum te cheamă pe tine? Te cheamă, nu știu, da. Brăduleț sau... Și el ce? Nu, tati, mă cheamă Renate Weber. Deci crede-mă, din momentul ăla s-a terminat cu glumele, cu cum te cheamă. I-a închis gura, uitai că sunt, n-am mai făcut gluma cu cum te cheamă. Ia-ți-o pe asta, Renate Weber mă cheamă. Oh my God. Pentru Renate Weber este europarlamentar, da. Și vine în permanență la Antena 3. Deci ia-o pe asta, Renate Weber mă cheamă, ia. Mai întreabă tu acum cum mă cheamă, ia. Îți mai arde să mă întrebi sau nu? Fetelor, mai sunt câteva zile până la Revelion. Ce să facem noi repede, repejor, să arătăm bine și noi noaptea dintre ani? Ce am putea face așa, pe rapid? Nu știu, există ceva, un detox de două detox zile? Detox de două zile? Un ceva. Nu prea. Să ne arate bine. Dar poți să faci un gomaj, de exemplu. Un? Față cu scuzați-mă. Vorbim. Vasi-ți dați gomaj? Vorbim litrâine. Ai, ăla de pe... Exfoliere. Exfoliere. Gata, știu. Da. Poți să faci asta ca să-ți arate pielea, să elimini celulele moarte și să fie strălucitoare și să arate bine. Bei multă apă, lași alcoolul deoparte. Mâncarea nu mai zic. Câteva zile. Bărbații fac chestiile ceaiuri. Astea? Sunt care fac? Da, de ce nu? Da? Dar bineînțeles. Un gomaj. Nu, sărmă, un gomaj aș vrea. Deci dacă bărbații se îngrijesc și sunt pasionați de chestia asta, să știi că sunt mai pasionați decât femeile. Da. Eu la solar nici n-am mai avut loc de bărbați în ultima vreme. Pe cuvânt, ba da. Nu te duci la solar? Nu, eu nici nu se vede. Acum de aici atunci. Nu-ți fac grijă, Florine, te programez eu la gomaj. Nu. La gomaj? Da, adevărat, cu cocos să-ți fac. Eu vreau la fromaj, dacă ai. Cum? Nu știai că merge la solar? Scuze, revenim, că am trecut prea repede peste subiectul ăsta. De ce ai vrea să fiu certată și eu acum? Nu, ea stă foarte mult în curte la soare și de asta cu de aici culoarea de Brazilia. Mai ales acum în decembrie. Da, și soarele de iarnă. Da, e cel mai bun. Este foarte puternic și te prinde, te bronzează. Da, o să-și aduc aminte de ce am spus acum, peste 10 ani, dacă nu mai repede. Când o să faci 40. Doamna doctor Leventer, la fel îmi zice și dânsa. Te-am prins la înghesuială. Vrei să zic eu cu slăbitul cu alea, ca să te scot? Florine, vrei să facem ceva? Da, apropo de asta, apropo. Cum arătăm mie, că sunt foarte mulți care zic, da, și eu ce pot să fac să mai slăbesc acum în două zile? Nu se poate, așa cum nu poți să îngrași porcul în ajun, nu poți nici să-l slăbești. Ce-am cu porcul, mă? Tot nu știu, tu ai zis de porc. Okay. Ia-i apărarea acum, na. Dar după sărbători, dacă cumva se întâmplă, știți, carme-brumă.ro, programe de slăbit ieftine, eficiente... Ne cerem sfatul aici, Dana Sota, Carmen Brumă, știu de toate când e vorba despre întreținere și un corp frumos, dar și sănătos.